Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni! Sunt Marcel Bartic și mă bucur să fiu din nou împreună aici, pe frecvențele Europa FM, alături de dumneavoastră. Vă propun să vorbim astăzi despre școala online. Că este imperativ necesar să facem acest lucru, nu arată datele privind situația epidemiologică actuală. Avem aproape 1090 și ceva de preșcolari și elevi confirmați cu COVID-19, avem 600 și ceva de profesori până în acest moment, vreo 795 de clase sau grupe cu activitatea față-înfață suspendată și 17.658 de copii care se află în această situație, fac învățământ online. Ei bine, aș vrea să vă stârnesc astăzi la o discuție. Cât de pregătiți suntem pentru școala online în contextul în care, iată, nici nu a început bine anul școlar și sunt unități de învățământ care se închid din cauza creșterii cazurilor de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2. Am învățat ceva din ce ni s-a întâmplat în ultimul an și jumătate? Sunt profesorii pregătiți să se adapteze acestor provocări? Să se reinventeze, să caute metode și strategii prin care să poată da continuitate actului educațional și mai ales să poată evalua conținuturile predate elevilor? Aparent nu. Iar semnalul este dat chiar de la vârful Ministerului Educației prin vocea domnului Câmpeanu, care afirmă, iată, resemnat că școala online a fost un dezastru. Cât adevăr este în această afirmație și în ce măsură exprimă ea realitatea din școlile noastre, discutăm astăzi cu Gabi Bartic, director executiv al platformei Brio și reprezentant al unui startup care face și promovează de ani buni evaluare online și educație digitală. Bine ai venit, Gabi! Îți mulțumesc că ai acceptat să fii astăzi alături de noi. Să știi că trebuie, simt nevoia să le spun ascultătorilor noștri că este faptul că avem același nume, e doar o coincidență, dar să știi că e una fericită pentru că, citindu-ți articolele, cunoscându-ți activitatea, sunt convins că împărtășim aceleași valori și principii despre educație. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri că pot intra în dialog cu noi la numărul de telefon 0372 069 599. Gabi, te rog să mă ierți, am să intru așa brusc în miezul problemei, pentru că mă macin așa de când am auzit declarația domnului ministru. Este școala online un dezastru? Asta ne așteaptă pe noi în perioada următoare? Școala online ar trebui să fie un dezastru. Școala online ar trebui să fie o școală care funcționează așa cum funcționează și școala offline. Școala online din România s-ar putea însă să fie un dezastru și școala online din România, unde profesorii nu știu să facă școală online, este un dezastru. Și o să nuanțez un pic până când intri și tu în discuția asta. Ca în orice meserie, profesorii trebuie să fie pregătiți să treacă în secolul ăsta. Și trecutul ăsta în secolul 21 înseamnă inclusiv să stăpânești toate metodele ca să intri în contact cu copiii acolo unde trăiesc ei. Ori copiii noștri trăiesc în mediul digital. Copiii noștri sunt nativi digital și dacă tu, profesor, nu ești pregătit să le vorbești limba lor și să le stârnești curiozități acolo, pe limba lor, atunci da, într-adevăr, școala către care ne îndreptăm este un dezastru. N-ar trebui să fie așa. Da, știi ce? Mă gândeam ascultându-te că lucrurile astea cumva ar fi trebuit să fie cunoscute, vizibile și înainte de pandemie. Eu am sentimentul că doar faptul că am trecut în școala online ne-a făcut mai conștienți de lucrurile astea. Pentru că maniera în care ți-atrage elevii și metodele sau strategiile, tehnologia pe care o folosești la clasă, astea sunt lucruri pe care cumva ar fi trebuit să le vedem în mod curent în sălile de clasă și până în pandemie. În mod absolut evident, da. Nu ai cum să faci școală în secolul ăsta făcând abstracție, fiind complet agnostic de ce se întâmplă în jurul tău și în jurul copiilor. Nu o să poți să-i scoți ochii din telefon, nu o să poți să-i scoți ochii din tabletă și din laptop, până când nu-i vorbești pe limba lui. Iar limba lui este limba aia digitală. Nu contează că tu îi spui despre Ștefan cel Mare. Trebuie să-i o spui în felul ăla în care să-l atragi cumva. Da.
Simt nevoia să le explicăm ascultătorilor noștri, pentru că am tot folosit termenul ăsta, conceptul de școală online și cel de educație digitală. Și poate e important cumva să insistăm asupra distinției dintre cei doi termeni, pentru că pentru mine învățământul online este mai degrabă o modalitate de a facilita interacțiunea dintre profesori și elevi, pe când educația digitală e mai mult decât atât, reprezintă un ansamblu de abilități, de competențe pe care cred că ar trebui să le aibă toți elevii și toți profesorii din țara asta. Și să știi că nu mă pot abține să nu îți spun așa că am un mare off. Eu știu că s-au făcut cursuri legate de tehnologie, de folosirea calculatorului și a platformelor. Se fac cursuri de ani buni, de 10-15 ani, de când sunt eu în învățământ. Am avut ocazia să văd o ofertă foarte generoasă din punctul ăsta de vedere. La ora asta cred că nu mai e niciun profesor în România care să nu aibă măcar o patalama la mână prin care să demonstreze că știe și face și drege. Redeam la un moment dat că dacă ar fi să luăm toate hârtiile din dosarele personale, am descoperit că România e un soi de Silicon Valley aici și, de fapt, n-ar trebui să ne facem probleme. Dar uite că a venit pandemia și ne-am trezit în situația în care, să fim foarte onești, unii profesori, nu știu dacă mulți sau puțini, dar unii profesori efectiv nu au fost în stare să acceseze aceste instrumente ale învățământului online. Și atunci mă întreb, pe ce s-au dus banii aia? De ce s-au făcut cursurile alea? Pentru că, vezi, asta ne arată o altă problemă sistemică a școlilor din România. Tendința asta de a face lucrurile doar pentru a obține o hârtie. La noi hârtia demonstrează orice. Ai o hârtie, o ștampilă, o semnătură și gata. Știi, nu știi. Păi te-aș întreba eu pe tine și la ce l-a folosit? Răspunsul e unul foarte simplu, să știi. La gradațiile de merit, la mișcarea personalului didactic, sunt anumite momente în viața unui profesor în care are nevoie să demonstreze cu hârtii în obținerea calificativului de la sfârșitul anului școlar. Ceea ce, într-un fel, lucrurile astea sigur că trebuie făcute, ai nevoie să demonstrezi, dar nu, cred că sistemul s-a concentrat atât de mult pe partea birocratică și mai puțin pe competențele, pe lucrurile pe care trebuie să le demonstreze un profesor, încât totul se rezumă în momentul ăsta la o vânătoare de hârtii. Și iată, ajungem la ce vorbeam mai devreme, în punctul în care, din nefericire, mulți dintre colegii noștri au ajuns în punctul de a face cursurile alea doar pentru a lua hârtia. Dacă mi-îngădui să știi, am observat la conferințele la care am mai participat în anul ăsta de pandemie, cele mai multe dintre întrebările pe care le vedeam pe chat sunau cam așa: primim adeverință? Cam aici sunt. E foarte haios că eu lucrez la Brio de vreo 3 ani de zile și când primul profesor cu care colaboram ne-a cerut o adeverință de colaborator, am întrebat și la ce vă servește? Ei bine, am înțeles la ce le servește. Nu am fost foarte încântată să le mai pun încă o hârtie acolo în teancul ăla care le ridică cumva scaunul, am înțeles. Nu asta e scopul unui, nu e scopul nostru și nu asta îmi doresc eu în viață de la locul în care lucrez. Însă, într-adevăr, goana asta după patalamale, goale de orice, de orice conținut, pentru că am văzut toate patalamalele astea cu care, într-adevăr, am putea să demonstrăm că pe hârtie suntem Silicon Valley, nu ajută la nimic. Și avem profesori care au învățat în pandemie să deschidă computerul și sigur aveau adeverințe că au participat la cursuri. Din nefericire, toată disperarea asta să ne acoperim de lucruri fără sens, de întâmplări fără sens în învățământ, ne-au dus în punctul ăsta, în care contează mai degrabă să avem o hârtie decât să avem competențe. Și asta se întâmplă și la copii, așa cum profesorii aleargă după patalamale fără niciun sens și fără niciun conținut în spate. Le transmitem și lor același reflex. Lucrul ăsta se întâmplă și la copii. Copiii vor note fără să aibă niciun conținut în spate, părinții vor note și nu-i contează că au conținuturi în spate și cam așa se întâmplă în învățământ online. Faptul că ministrul a constatat trist că învățământul online a fost un dezastru,
nu face decât să le dea apă la moară celor care o să spună în continuare: a, școala online nu poate să funcționeze, știi, a zis chiar și ministru. Nu e chiar așa. Nu, școala online poate să funcționeze, doar că nu avem noi competențe să o facem. Exact. Și eu mă mai gândesc la un lucru. Poate că n-am vorbit suficient de mult, poate n-am adus în spațiu public acele exemple de profesori capabili să facă învățământ online, capabili să se adapteze la provocările de acest fel. Pentru că, iată, încep să văd sau încep să conștientizez că sunt din ce în ce mai mulți profesori care văd învățământul ăsta online ca un instrument foarte util și pe care mă gândesc că, sau din care au învățat și vor folosi și când se vor întoarce fizic la școală. Uite, dacă îmi dai voie, ți-aș da un exemplu, un caz pe care l-am citit astăzi de la un părinte și care m-a impresionat în mod deosebit. Cred că reprezintă cumva definiția senzațiilor, atitudinilor pe care le resimt părinții în perioada asta. Părintele respectiv spune cam așa: în contextul pandemiei, o doamnă învățătoare a anunțat clasa dimineață că se simte rău și că nu poate ajunge. După amiază, după verificări, controle și probabil teste, a anunțat că este nevoită să-și ia concediu medical 3 zile, dar că vor începe să lucreze online, vor începe lecțiile online. Fără să fie vorba de COVID, fără situații care să aibă legătură cu pandemia. În situația respectivă, părintele spune că aș clona această doamnă învățătoare. Mai sunt cadre didactice dedicate, dar această doamnă m-a impresionat și m-a emoționat enorm. Putea face online pe WhatsApp, putea face pe mail, dar nu a vrut și acest lucru dovedește că este născută pentru această meserie nobilă și nu are nevoie de nimic altceva. Iată un părinte care evidențiază rolul școlii online și într-un alt context decât cel legat de pandemie. Că noi nu știu dacă ne-am gândit, noi așa în general, în societatea, nu știu dacă ne-am gândit foarte mult cât de mult ne poate ajuta instrumentul ăsta și în altă situație decât cel legat de, contextul ăsta pandemic. Și aș vrea să te întreb, știu că ești inițiatoarea unui proiect foarte fain de educație remedială. Crezi că există o masă critică de profesori în România pe care îi putem da ca exemplu și, nu știu, să învățăm de la ei, să le furăm ideile în așa fel încât să le dăm așa ca un etalon și pentru ceilalți profesori? În mod absolut evident. N-aș mai fi aici sau n-aș mai lucra în domeniul ăsta al educației dacă s-ar întâmpla diferit. În mod absolut evident avem profesori absolut senzaționali și în mod absolut evident avem profesori care asta fac cu dedicație și nu contează în ce mediu își fac meseria. Pentru că online-ul nu e scop. Am mai spus asta și o mai spun. Școala online nu ar trebui să ne fie scop. Școala online este un mijloc de a ajunge la copii. Întâmplarea face ca cum se întâmplă școala online din motive pandemice. Școala online ar trebui să se poată întâmpla oricând se întâmplă lucruri de genul ăsta. Profesorul nu poate să participe la ore sau poate e mai interesant să intre la ore un profesor din America sau un profesor din China sau cu orice alt tip de interacțiune. Da. Gabi, să știi că avem și un apel, avem o ascultătoare care ar vrea să intre în dialog cu noi. Bună seara, Elena! Bună seara, doamna Bartic, bună seara, domnule profesor Bartic! Sunteți în direct la Europa FM, vă ascultăm! Bună seara! Aș avea și eu două întrebări de pus. Cum se vede educația digitală în mediul urban comparativ cu cel din mediul rural și cât de greu este profesorul mai în vârstă care, deși au făcut cursuri, nu au puterea de a folosi o platformă dedicată gen Zoom sau alte mijloace moderne necesare educației digitale? Excelente întrebări, vă mulțumesc tare mult!
Educația în mediul rural față de educația în mediul urban, am spus-o și o tot spun, este altă țară. Mediul rural din România este altă țară față de mediul urban și ne arată rezultatele la teste PISA, rezultatele la bacalaureat, rezultatele la evaluare naționale. Din nefericire, mediul rural nu are acces la profesori de foarte bună calitate, nu are acces la instrumente de foarte bună calitate și de asta eu spun că sunt două Românii, România rurală și România urbană, și cea urbană se adaptează mai ușor și obține rezultate similare, să spunem, comparabile cu restul Europei. România rurală însă este o zonă în care, la care nimeni nu se uită, dar care în statistici duc cumva, dacă reduce statisticile în jos. Și nu le duce în jos din cauza copiilor, ci le duce în jos din cauza faptului că acolo nu ajung profesori pregătiți și că acolo se face școală cum știm cu toții că se face. Legat de profesori în vârstă sau neînvârstă sau tineri, cred că asta e ultima barieră. Dacă profesorul ăla are interes și curiozitate, el învață orice mediu. Digitalul e un mediu, așa cum s-a învățat să treacă de pe hârtie de ziar pe hârtie de Xerox sau orice alt tip de suport, se învață să folosească orice alt tip de... Da, Elena, să știi că aș vrea să întăresc ce spune Gabi acum. Am avut oportunitatea de a cunoaște profesori în vârstă care, ți-o spun cu toată onestitatea, s-au adaptat mai repede decât unii tineri. Profesori în vârstă, mă rog, e un lucru greu de definit în învățământ, pentru că toți profesorii sunt tineri pentru mine, din punctul meu de vedere, având în vedere așa atitudinea cu care se prezintă în fața copiilor. Nu, sunt profesori care au știut să se adapteze indiferent de experiența și vechimea pe care o au la catedră. Cred că ține mai degrabă de atitudinea și dorința asta de a te adapta și de a te implica în ceea ce privește actul educațional. Mulțumim, Elena. Vă reamintesc că ne puteți suna la numărul de telefon 0372069599 și acum aș vrea să vorbim cu Ștef. Bună seara, Ștef! Te ascultăm! Bună seara! Eu sunt de părere că învățământul online ar fi fost una din cele mai mari șanse pentru învățământul românesc. Aici suntem de acord, Ștef. Bravo! Dar mă gândesc la o anumită variantă, și anume varianta în care un grup de profesori foarte bine pregătiți, cu talent didactic și cu dorință de a învăța, să fie înregistrat lecțiile care se predau la școală și puse pe o platformă pe care să o poată accesa oricine, oricând. În momentul în care ai o relămurire despre un anumit subiect care ți-a fost predat la școală, poți urmări aceste cursuri, cursuri care nu trebuie să fie de 50 de minute ca la școală, pot fi de o oră jumătate, două ore, în care se detalieze foarte bine toate elementele, se explice foarte bine și foarte frumos de către profesori foarte bine pregătiți. Și astfel, orice copil, poate profesorul pe care îl are la școală nu este cel mai bun profesor, dar poate învăța de pe aceste cursuri lucruri în plus față de cele învață la școală. Ștef, dar noi avem o platformă de genul ăsta. Mă rog, zic, glumesc. Noi avem o platformă de genul ăsta în legea învățământului, în legea 1 din 2010. Din nefericire, platforma asta nu s-a întâmplat niciodată și a fost primul lucru care a fost scos din lege și de care face abstracție tot ministrul învățământului care a venit din 2010 încoace. E platforma pe care o evită cu grație toți, dar da, noi în legea învățământului în vigoare și în ziua de astăzi avem o asemenea platformă, deci da, Ștef, tu ai dreptate, ar trebui să avem, dar nu avem. Gabi, mă gândeam acum, e foarte adevărat că avem iarăși, pe hârtie avem. Ajungem iar la hârtie. Dacă există hârtie, înseamnă că e și în realitate. De ce stăm noi, profesorii, părinții, oamenii interesați de educație din țara asta, să așteptăm să ne facă cineva? Că uite de pildă, mă gândesc că noi am putea organiza
un soi de platforme de resurse educaționale deschise pe care să le putem pune la dispoziția copiilor, profesorilor, părinților, și am observat cel puțin de un an încoace că sunt tot mai multe inițiative de felul ăsta. Și, nu știu, mă gândesc, poate că așa o să reușim, o să punem un pic de presiune pe autorități să facă accesibile resursele astea pentru toți copiii. Păi îți răspund în două feluri. Da, într-adevăr, noi românii suntem obișnuiți să stăm, să se întâmple lucrurile din altă parte, dar îți răspund și la întrebarea precedentă. Există inițiative private, școala despre care ai făcut tu vorbire anterior este o inițiativă privată în care 3 startup-uri de educație, de EdTech, au făcut o școală remedială de vară, în care 2400 au fost la început, 2044 au terminat, 2044 de copii au trecut prin cursuri remediale ținute de profesori, așa cum spune Ștef, de foarte bună calitate, și au făcut salturi calitative extraordinare și cantitative. Deci salturi de știință absolut senzaționale. Asta înseamnă, pe o scară de la 1 la 100, creșterea medie a fost de 24 de puncte. Regulă. Gabi, să știi că mai avem un ascultător care ar vrea să intre în dialog cu noi. Bună seara, Vlad, te ascultăm, ești în direct la Europa FM. Bună seara. Bună seara dumneavoastră și invitatei. Din păcate sunt la autostradă și, ca și învățământul de altfel, nici autostrăzile nu sunt perfecte în România, deci nu am un așa este. Ok, voi începe cu două exemple, le voi trata ca pe unul singur, de profesori din ciclul primar, de cale didactice, care din primul moment în care au înțeles că pentru o oarecare perioadă, care încă nu o știm, vor fi nevoite să adapteze învățământului online, au făcut din proprie inițiativă eforturi și s-au adaptat astfel încât eficiența și rezultatele pe care copiii le au în urma predării online să fie sensibil apropiate de cele din față în față. Pe de altă parte, la clasa fetitei mele, tot în învățământul primar, anul trecut, în august 2020, am trimis o solicitare către conducere, directoare sau oricine în măsură acolo să ia decizii, și am întrebat, ok, cum am ajutat noi, am sponsorizat școala, că din păcate nu prea se poate altfel, când a fost necesar. Atenție, va auzi domnul ministru. Da, m-aș bucura să mă aud, dar mă îndoiesc că e pasă de punctul meu de vedere. Și am întrebat, ok, cum vă putem ajuta noi, părinții, pentru că iarăși vor intra copiii în online, clasele nu au acces la internet de bună calitate, nu există o platformă pe care profesorii să fi fost instruiți să lucreze, o să peticim luni bune învățământul până o să ajungem, poate, în unele cazuri, la un rezultat. Vlad, și care a fost reacția? Ai primit un răspuns din partea cont? Nu, am primit un răspuns standard de la instituții, că da, am luat act de solicitare, o să vă răspundem. Mai mult, spune-ne copilul cum face școala acum. Acum face încă un vechim normal. Merge la școală, menționez că este vorba și de clasă step by step. Unde te aștepți totuși ca un cadru didactic care și-a asumat rolul de a preda într-o altă manieră decât cea clasică, să fie mai deficit spre a fi un autodidact. Da, în regulă. Îți mulțumesc, Vlad. E un exemplu la care merită să reflectăm. Și știi ce m-a frapat, Gabi, din ce ne-a povestit Vlad mai devreme? Maniera în care instituția școlii a înțeles să-i răspundă părintelui. Și nu numai părintelui, că sunt convins că și un profesor, dacă ar fi adresat aceeași întrebare, poate că s-ar fi lovit de aceeași atitudine opacă, ultra, mega, super, oficială. Și nu înțeleg de ce fac lucrurile astea. De ce oamenii în momentul în care au o decizie în vârful pixului se transformă în instituții în statul român. Eu întotdeauna m-am întrebat, oamenii ăștia chiar nu realizează, dom'le, cât de simplu ai putea să rezolvi o problemă dacă îl iei pe omul ăla și îl chemi în birou și spui, dom'le, uite care e treaba, ne străduim, facem eforturi, deocamdată atât putem. Uite, poate dacă ne puteți ajuta într-un anume fel.
De ce nu avem genul ăsta de comunicare? Uite, poate reușim să găsim un răspuns, pentru că l-avem la telefon și pe Florentin. Bună seara, Florentin, ești în direct cu noi. Bună seara toată lumea și bună seara și vouă. Începe foarte simplu și nu o să vă răspund la întrebarea asta, pentru că eu am propria mea opinie. Noi avem un sistem de învățământ bolnav. De cel puțin 20 de ani este foarte bolnav, chiar aș spune metastază. Și vă dau câteva exemple foarte clare. Dacă la apele române o pui pe doamna care a făcut master, pe domnul de ieri, de la garda de mediu, îl schimb cu unul care nu știe să meargă pe drum. Dacă tu în Parlamentul European, acum, dacă nu mă înșel, vreo 3-4 mandate, ai trimis-o pe o domnișoară care spunea, sau doamnă, succesuri. Am avut un prim-ministru care spunea anul 2020 și pamblică. Asta spune tot, oameni buni. E foarte adevărat. Florentin, dar am o curiozitate. Am o curiozitate. Cine i-a trimis pe oamenii ăia în... Nu i-am trimis noi, nu. Nu noi i-am trimis. Noi am făcut greșeala pentru că mergem la vot. Toată lumea spune, și aici este greșeala și la media peste tot. Și TV și radio și toată lumea. Ești la vot că votul tău contează. De 30 de ani, mă apropii de 40 de ani. Cunosc, am prins și un pic revoluția, am prins și epoca ceaușistă. Vă spun sincer, nu se va schimba nimic dacă Constituția nu se va schimba. Da, pe de altă parte mă gândesc că pierdem în felul ăsta unicul instrument de control asupra clasei politice. Ăsta este un subiect la care mai putem reflecta, pentru că, în mod evident, trebuie să... Nu știu dacă vom găsi vreodată soluția perfectă prin care să trimitem... Voiam să întreb dacă putem să vorbim până mâine despre exact. Subiectul ăsta. Cum putem găsi niște oameni care să-și merite locul și funcția pe care o ocupă acolo? Cum să ne reprezinte mai bine? Dar s-ar putea să nu ne placă răspunsul, că oamenii care au decizii acolo și se poartă în felul ăsta, nu cumva sunt o oglindă a societății care i-a votat sau nu i-a votat, pentru că și ăsta este un subiect pe care trebuie să-l luăm în considerare. Cred că mai avem câteva minute la dispoziție, aș vrea să vorbim cu Vasile. Bună seara, Vasile! Bună seara și dumneavoastră și ascultătorilor noastre. Bună seara! Te ascultăm! Eu o să fiu de acord cu antevorbitorul meu, doar că învățământul este într-o situație destul de proastă, dar nu o să fiu de acord și cred că votul meu contează și mă voi duce la vot de fiecare dată de câte ori pot. Și noi credem la fel, să știi. Sistem educațional și aș vrea doar să vă ridic la fileu două subiecte legate de ce spuneați înainte de ultimul telefon. De ce nu funcționează sistemul online și de ce aceste platforme care există și sunt variate și au o grămadă de posibilități educaționale, de ce nu funcționează? Gândiți-vă la două subiecte foarte importante. Unu, tot ce înseamnă pregătirea cadrelor didactice în România se referă la pregătirea lor ca experți și nu ca facilitatori de învățare. Absolut. Și educația online nu se potrivește cu structura de expert. Acolo este necesar să trecem la partea asta de facilitator de învățare. Și doi, și aici este buba, să zicem, gândiți-vă la sistemul de pregătire în privat care încă există și o să găsim legătura cu de ce nu funcționează platformele online. Da. Și nu sunt atât de atractive pentru cadre didactice, pentru că ele ar destructura un fenomen care încă este destul de generalizat, cel al pregătirilor online, al pregătirilor private, care funcționează față în față și eu cred că tot acolo, dacă ne ducem la... Că știți cum, vorba aceea, urmărește banii și o să găsești problema. Dacă urmărim banii, o să vedem că sistemul de pregătiri private, cred că menține inclusiv modelul ăsta de evaluare al nostru, care până la urmă este problema a tot ce înseamnă educație, faptul că evaluăm cunoștințe. Da, în regulă. Da. Mulțumim, Vasile. Să știi că nu mă pot abține, Gabi, să nu spun că, într-adevăr, problema formării profesorilor este una dintre cele care dor cel mai mult în sistemul nostru de învățământ și poate că ar merita la un moment dat o discuție legată și de ceea ce se întâmplă în universități, pentru că acolo începe formarea inițială și dacă vrem să ne, ajutăm să aducem în fața copiilor profesori cu adevărat pregătiți
buni comunicatori, ei, atunci va trebui să ne ducem și în universități. Mai am câteva minute. Să știi că aș vrea să te întreb, pentru că eu sunt foarte încântat și curios totodată în legătură cu testele Brio. Și spune-ne mai multe despre teste. Ce înseamnă testele astea standardizate? Pentru că dacă vom trece în școala online, să știi că marea problemă asta va fi. De predat, mai găsim noi o metodă, o platformă, o ceva. Ne descurcăm. Dar cum facem învățare online? Cum îi dau eu test copilului? Cum evaluăm? Păi le evaluăm standardizat. Guvernul și Ministerul a început să vorbească după ultimele evaluări naționale despre testare standardizată și despre evaluare standardizată. Evaluarea standardizată este ceva ce există în America de vreo 100 de ani, mai bine de 100 de ani în mod formal în învățământul american. A pornit de la foarte multe procese pe care le aveau americanii cu copii care reclamau inechități. Inechități între două note separate sau inechități între doi copii care primeau aceeași notă sau note diferite. Și atunci au ajuns la concluzia că trebuie standardizată evaluarea în educație și au creat primele sisteme de testare, de evaluare standardizată. Evaluare standardizată înseamnă că testăm toți copiii pe aceleași cunoștințe, cu aceleași instrumente. Și ca să-ți dau un exemplu, este permisul de conducere. Noi în România luăm pe o evaluare standardizată. Evaluarea standardizată ar fi însemnat la începutul pandemiei că noi am fi putut echivala notele tuturor copiilor din România, mediile tuturor copiilor din România, cu examenul de finalizare a gimnaziului sau a 12 clase cu bacalaureatul. Noi nu facem asta, știm cu toții, 10-le de la Sava e complet diferit față de 10-le exact. De la liceul din Videle. Și atunci problema este perpetuă la nivel de sistem. Ce face Brio este testare standardizată, testare de progres, care înseamnă pune copilul în fața aceluiași tip de subiecte, nu acelorași subiecte, ci aceleași tipologii de subiecte pe aceleași grade de dificultate și oferă rezultate comparabile pentru toți copiii care parcurg același test. În regulă. Gabi, revenim imediat la discuția legată de teste, pentru că vreau să o salut pe Ilinca, e în direct cu noi. Salutare, Ilinca! Bună ziua! Sunt Ilinca Dumcea, împreună cu Riana Tănase și Ilinca Tăpălagă și vă admirăm foarte mult. În calitate de elev, ne-a fost destul de greu să fim izolate atâta timp cu gândurile noastre. Ce sfaturi aveți pentru elevii în păstrarea unei stări emoționale bune în școala online? Îți mulțumesc. Să știi că nu, Ilinca, să știi că nu mi-ai pus cea mai simplă întrebare, dar o să încerc cel puțin. Eu cred că ține până la urmă. Gabi, acum mă uit înspre tine, pentru că știi de ce? Mă uit înspre tine și ca părinte și poate îmi validezi sau îmi invalidezi punctul de vedere. Am simțit întotdeauna că, indiferent de contextul în care mă aflu în sala de clasă sau în fața unui monitor cu elevii mei, poate un pic din entuziasmul, din zâmbetul pe care îl afișez sau din pasiunea cu care povestesc despre niște lucruri, mă gândesc că poate într-un fel sau altul se transmite dincolo de ecran și reușesc să-i ajut pe copiii mei să trăiască cumva altfel ora. Acum, sigur, Ilinca, trebuie să spun că poate sunt colegi de-ai mei care au, nu știu, o metodă sau o bibliografie mai bogată în spate. Eu fac lucrurile astea instinctual și cred că profesorii cărora le iese cel mai bine lucrul ăsta sunt cei care au atitudinea aia la clasă, care fac, știi, genul ăla de profesor care îi face pe copii să fac wow, ochii mari. E o chestie pe care, nu știu, nu o găsești în cărțile de pedagogie neapărat sau de metodică, cât ține mai degrabă de pasiunea, de vocația omului care vine în fața elevilor. Sper că ți-am răspuns, Ilinca, nu știu dacă e cel mai potrivit sau cel mai bun răspuns. Gabi, Îți mulțumesc, Ilinca. Gabi, tu cum vezi lucrurile astea ca părinte, de partea alaltă a baricadei? Aș fi foarte, acum la sfârșitul emisiunii, să nu fiu de acord cu tine. Da, sunt de acord că emoția poate fi transmisă la fel de bine și în urma, și în spatele unui ecran. Firește că e mai bună o interacțiune față către față, dar dacă ea nu există, putem să transmitem emoție și de după un ecran și din spatele tastelor și tot restul, câtă vreme știm ce avem de spus.
când nu știm ce avem de spus, ne exprimăm greu și în fața unui microfon, și în fața unei foi de hârtie, și în fața unui ecran, în egală măsură. Da. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în seara asta. Gabi, îți mulțumesc și ție că ai acceptat, ne-ai acceptat invitația. Mulțumesc. Am vorbit despre școală online și credeți-mă, am sentimentul că vom mai vorbi de acum încolo, dar mi-aș dori foarte tare ca la următoarea discuție de acest fel să venim și cu vești bune și să începem emisiunea cu uite ce chestii faine s-au întâmplat între timp. Păi asta mă mai chem? Absolut, absolut. Vă salut, vă îmbrățișez și abia aștept să ne vedem săptămâna viitoare, marți de la 18 și 15, cum, iată, deja v-am obișnuit. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.